Bună ziua, stimată onorată asistență, stimați membri ai comisiei. Prezint Universitatea de Stagii Republica Moldova, Facultatea de Științe Economice, Catedra Administrare Afacerilor. S-au mai bine zis că sunt cel care mă strădui să ghidez tineri studenți, să-i trec în tineri antreprenori. Și vreau să vă zic că este binevenită conferința de astăzi în sensul că este o bază de informație care ajunge la nivelul universitar, la nivelul antreprenorial a sistemului întregime. De ce trei minute? Probabil că așa este regulamentul, care nu întotdeauna ar fi vrut să asculte toate problemele care sunt. În trei minute n-aș dori să spun ce mi-am planificat. Dar o să fiu succint și o să vă zic că ceea ce faceți bine este o bază de informație și o posibilitate de a ne spune părerile. Și vreau să zic alături și sunt și studenții mei care nu sunt de voie să încalc niște principii. Dacă ar fi să spun răspuns la cele trei principii, întrebări care sunt, în prezent sistemul public administrativ prin care este nevoit să treacă un tânăr antreprenor, nu vorbim cei cu experiență care știu să iasă prin fier antreprenor, să treacă prin toate problemele antreprenoriatului. Un tânăr antreprenor este caracterizat de un sistem care are un singur cuvânt, și anume birocrația. Ceea ce am observat nu mi-a fost leme în parcursul acestea două zile să intru la ghișeul unic la Camerele Înregistrării de Stat și am văzut într-adevăr că, cum a spus colegul anterior, în ghișeu sunt niște copii fără experiență, care știu a selecta documentele. Ca mai apoi stau niște înși, așa numiți, mai cu experiență și fac probleme. Birocrația asta trece din ghișeul unic, iarăși în toate instanțele, eu le citesc studenților, toate instanțele sunt prea multe la ziua de astăzi și aș fi vrut ca ghișeile unice, care sunt strict necesare la nivel local, regional, să ducă în masă acea informație, fiindcă ei sunt pentru antreprenorul local și numele antreprenorului. Nu numai să facă o echipă, ci să aștepte să vină ei. Ar trebui să școlarizeze zi de zi în mass media, să facă lecții, cursuri de școlarizare a tinerilor antreprenori și a celor mai în vârstă, la nivel local, să le zic că suntem noi aici, suntem gata să vă ajutăm, suntem gata să punem lucrurile pe masă. Și ca concluzie, aș fi vrut la capitolul eficiență, o să-mi permit și minuta care mi-o rezervați, pentru eficientizarea serviciilor publice, prestate business-ului autohton și la nivel regional, ar trebui mai întâi de reformat lista documentelor necesare și procedurile prin care este nevoit să treacă o afacere, un tânăr antreprenor. Este mai eficient, și aici aș vrea să fac o concluzie, este mai eficient ca o afacere să fie creată și să fie ulterior depășită de concurență și nu de lista și de regulile pieței și nu de lista documentelor care le face ghișeul. Domnul profesor, dumneavoastră propuneți ca să simplificați ghiletina 1, 2, 3, 4, 5 până la dar să fie numai cele necesare, fiindcă până la urmă avem un pachet de documente foarte mare și dacă nu plătești, nu ți rezolvă problema. Dacă plătești bine și capezi documentele, atunci îți dă voie să faci și cluburi de noapte cum s-au făcut. Ele tot au trecut ghiletina, ele tot au trecut ghișeul unic. Dar cei care într-adevăr vor să facă afaceri, care într-adevăr pot face, știu și vreau, nu ajung atât de repede, fiindcă cei mari plătind, făcând altfel documentele, altfel, prin alte metode și tehnici, fac o concurență neloială. Și atunci vreau ca pachetul documente să fie cu mult mai mic. Sunt o mulțime, eu le-am studiat și le știți studenți, sunt o mulțime de un pachet de documente care absolut nu trebuiește. Nu trebuie este astăzi de luat de la stație epidemiologică cu mașina medicul și să-l aduci la afacerea ta, dar mai apoi cu taxiul să-l duci înapoi, asta nu face ghișeul unic, ceea ce nu face.